Salut, prieteni! Fac un videoclip la Binseni, pentru că într-unul din videoclipurile trecute am spus că o să fac un videoclip separat cu ei. Asta este masculul. E din 2021, femeia este în cuib. Aici o să umblu eu și o să vă arăt și puișorii. De fapt, ăsta e și motivul pentru care fac acest videoclip. O să fie unul scurt, nu vreau să-i deranjez prea mult, dar vreau să vi arăt, sunt super simpatici și o să am și un jurnal cu ei. De fapt, întreg canalul este mai mult un jurnal video al meu cu privire la păsări. M-am oprit un pic pentru că am văzut că a ieșit și femeia din cuib. Aceasta este. Femeia are mai puțin roșu pe cap, e cea din față, și masculul are mai mult. Nu este un mascul cu foarte, foarte mult roșu pe cap, dar se poate vedea diferența. În cuib sunt 3 puișori din 5 ouă. Vă aduceți aminte din videoclipurile trecute că puneau ouăle în hrănitori. Și atunci am decis să le pun cuibul să-și facă ei treaba fără să mai irosească Am mutat camera la pui. Ăștia, de fapt, nu mai sunt pui, sunt juvenili. Sunt deja de vreo lună. O lună sau două deja independenți. Nu mai știu pentru că nu m-am axat pe reproducerea binselor anul ăsta. Ei pur și simplu au reprodus pentru că sunt o pereche bună, o pereche matură și a venit timpul să reproduc, au reprodus, indiferent dacă le puneam sau nu cuib, s-ar fi descurcat ei cumva. Și am inelat cu inele de anul trecut, pentru că mai aveam 3 sau 4 bucăți, au rămas doar 2 pui cu inele, ăsta e un lucru care se întâmplă destul de frecvent. Părinții le scot, precizează că e ceva în neregulă la picioarele lor, le scot și le aruncă. Nu le-am mai găsit, nu mă interesează prea mult. Așa arată tinerii. Sunt păsări care năpârlesc destul de greu, își schimbă penajul destul de greu, 6-8 luni și ajung la penajul de adult, de matur. De altfel, ei și se maturizează destul de greu. Mă refer că se maturizează sexual destul de greu, după un an jumate, 2, poți să ai rezultate bune. De exemplu, masculul ăsta e de 2021, cel din dreapta imaginii, femeia la cea din stânga e, cred că, din 2020. Și în 2022 nu cred că am reprodus cu ei. Abia de anul trecut au reprodus foarte bine și cresc singuri pui, nu intervin aproape deloc. Doar cuib, hrană și liniște. Atât le trebuie lor. Cam atât. Cam atât în videoclipul de astăzi, nu vreau să stau să-i stresez prea mult, pur și simplu voiam să fac un video la perechea de binseni. Merită această pereche un videoclip dedicat doar lor. Deci în cuib sunt 3 puișori, vreo 2-3 zile, nu mai mult. Iar în stânga i-am separat, asta e o colivie de 1 metru, dar i-am separat pentru că nu vreau să intervină tinerii cumva să deranjeze părinții. Iar în stânga o serie de 4 pui crescuți tot de ei, independent de vreo lună, două, nici nu știu exact. Dacă nu le-am făcut video, nu știu. Cam atât pentru astăzi. Săptămâna viitoare probabil o să fie video cu gulzi. Puișorii deja sunt mari, am avut 2 pierdere acolo, asta e, merg înainte cu ceilalți pui și probabil or să fie independenți, nu independenți, pardon, probabil or să fie ieșiți din cuib pe bețe la videoclipul următor. Vă salut și vă doresc toate cele bune!